Igor Dodon le-a spus găgăuzilor că nu putem supraviețui fără Rusia și i-a îndemnat să nu cedeze pentru că, cităm, ai noștri sunt aproape. Declarația făcută la Comrat în cadrul unei întâlniri electorale pentru alegerile locale din 30 aprilie a ajuns și la Chișinău. Președintele Parlamentului a ținut să tachineze opoziția socialistă pentru comportamentul lui Dodon. Нам нужна дешевая солярка для сельхозпроизводителей. Нам нужен дешевый газ, электроэнергия, потому что иначе никак. Поэтому я хочу вас попросить не терять, не опускайте руки, все будет хорошо, прорвемся, прорвемся. Igor Dodon nu ne-a răspuns la telefon pentru a preciza mai exact pe cine vede el mai aproape. Precizăm că declarațiile au fost făcute la întâlnirea electorală cu Grigore Uzun, candidatul la funcția de bașcan al Găgăuziei, susținut de Partidul Socialiștilor. Astăzi, președintele Parlamentului a ținut să-și dea cu părerea despre tezele promovate de PSRM în cadrul campaniei electorale. Ia că colegii dumneavoastră merg în campanie acolo, tot frumos. Unul a fost ieri acolo și a spus că dirjiteți, a noștri sunt aproape. Tot normal. Da, ia că situații de asta excepțională trebuie pentru de ăștia, înțelegi? Pentru care al lor, al lui sunt aproape. Iată, vedeți și minte bolnavă. Ei nu-i bolnavă, ei bolnavă.